În timp ce soția lui se plimbă și se distrează prin Dubai, Victor își face de lucru. Iar astăzi a petrecut mai bine de 2 ore în compania unei femei misterioase. Agenții spynews.ro au fost pe urmele lui și l-au deconspirat. Ora 14:20. Victor și-a terminat treaba la televiziunea pentru care lucrează și pare că ar pleca spre casă. Se urcă în mașina Biancăi pe care o conduce de când aceasta a plecat la Dubai și se îndreaptă către o destinație precisă. La câteva străzi distanță, o duduie, mult mai bine făcută decât Bianca, îl așteaptă răbdătoare. Victor o invită să urce alături de el în autoturism și pleacă împreună spre centrul capitalei. Ora 14:45. Odată ajunși la destinație, Victor și femeia brunetă intră într-o casă, în care petrec aproximativ 15 minute. Ora 15:20. Apoi pleacă, tot împreună, spre Piața Domenii. Intră din nou într-o casă unde petrec peste 20 de minute. Ora 16:10. După ce termină ce avea de făcut și de vorbit cu femeia brunetă alături de care și-a petrecut aproximativ 2 ore astăzi, Victor o conduce de unde o luase, o stradă din zona Pieței Iancului. Bruneta a coborât zâmbitoare din mașina lui Victor și a mers către autoturism pe care îl parcase acolo. Mă rog, fiecare situație și trăiri în funcție de locul de sapă. Da. Ia la Dubai altă viață, aici, na. Altă între vreme, mașini, altă treabă. Un minut, Veronica, jumătate.